Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedin, Ionică Negru, a participat astăzi la ședința de bilanț a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al Județului Mehedinți pentru activitatea desfășurată în anul 2021. De asemenea, la eveniment a fost prezent și noul prefect de Mehedinți, Alin Isuf. Anul 2021 a însemnat o activitate mult mai intensă a salvatorilor mehedințeni în contextul pandemiei de COVID-19. Inspectoratul pentru Situații de Urgență având atribuții în gestionarea acestei crize. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru restrâns, impus de condițiile epidemiologice actuale, în prezența prefectului județului Mehedinți, Isuf Constantin Alin, vicepreședintelui Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, președintelui Autorității Teritoriale de Ordine Publică, chestor de poliție Dumitrescu Doru, dar și a șefilor structurilor teritoriale ale MAI. Toți aici, în această sală, și vă asigur că instituția pe care o reprezint astăzi, Consiliul Județean Mehedinți, a fost, este și va fi în continuare un partener de totdeauna pentru dumneavoastră. Succesul intervențiilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență depinde în mare parte de pregătirea profesională a fiecăruia dintre dumneavoastră, dar și de logistică, mijloace de intervenție și dotările instituției dumneavoastră. Din acest punct de vedere, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Consiliul Județean Mehedinți a achiziționat mijloace de intervenție pentru a sprijini activitatea dumneavoastră și o vă face în continuare, pentru că aveți același obiectiv, acela de a ajuta pe medici să se simte să fie în siguranță, indiferent de vreme și de vremuri. La eveniment a fost prezent și noul prefect al județului Mehedinți, Alin Isuf, care a ținut să le mulțumească salvatorilor mehedințeni pentru tot efortul depus în această perioadă grea. Domnule președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, domnilor comandanți de arme a instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, stimate doamne și domni angajați a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta, stimați invitați, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la bilanțul instituției. Mă bucur că este prima activitate de bilanț la care particip în calitate de prefect, pentru că, într-adevăr, Inspectoratul pentru Situații de Urgență este o instituție specială, o componentă esențială a conceptului de siguranță națională. Încă de la începutul acestei scurte alocuțiuni, nu am nicio ezitare să îmi exprim aprecierea pentru efortul, determinarea și sacrificiul cu care dumneavoastră vă faceți datoria în fiecare zi. Referitor la pandemie, în anul 2021, pompierii au desfășurat 396 de misiuni de decontaminare biologică, 1163 misiuni de verificare a concentrației de oxigen la secțiile COVID-19 din spitale, 327 misiuni de transport persoane suspecte confirmate cu virusul SARS-CoV-2, fiind asistate un număr de 663 de persoane, 73 de acțiuni desfășurate împreună cu IPJ Mehedinți și 177 de misiuni transport vaccin. Și în acest an, obiectivul principal al pompierilor mehedințeni rămâne gestionarea eficientă a situațiilor de urgență prin asigurarea unui răspuns prompt în misiunile de prevenire, protejare și salvare a persoanelor, bunurilor acestora, dar și a mediului.